Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem împreună la Apusul Soarelui peste prăznuirea Sfântului Mucenic Irineu din Sirmium, unul dintre marii mărturisitori ai bisericii, pe care, dacă aveți curiozitatea de a citi actele martirice, îl veți descoperi acolo ca victima răutății în vremii și a împărăției din vremea aceea. Taina zilei de astăzi este mare și pentru aceea că începem să urcăm spre Ierusalim trecând prin Betania. Așa, după un calcul duhovnicesc, fără a ține cont de ceas neapărat, e ziua probabil în care Domnul Hristos primește vestea că prietenul său cel bun, Lazar, s-a stins. Primește vestea și lăcrimează, oamenii mirându-se și spunând cât de mult a iubit Hristos pe omul acesta. Taina aceasta însă ne poartă și spre bucuria aceasta a întâlnirii binecuvântate cu psalmul. Ne întoarcem la psaltire și ajungem la psalmul 75, un psalm al lui Asaf, mai marele cântăreților, pentru instrumentele cu coarde, cântare către asirieni. Deci e o cântare adresată celor care, într-un fel sau altul, deveniseră opresori ai israeliților. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu în Israel, mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici. Tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au cu somnul lor și toți cei războinii nu și-au mai găsit inimile. De cetarea ta, Dumnezeu al lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. O poezie, o poezie care vindecă de război, dacă vreți. Auziți câtă tărie de frumusețe este în acest verset? Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, sau aceasta, în care spune tulburatul sau cei nepricepuți la inimă, dormit au în somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. E taina aceasta a unui Dumnezeu care vindecă prin judecată toată nejudecata lumii. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului, spune versetul 11. Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce darul. Celui înfricoșător și celui ce ia darurile, duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu alte cuvinte, echilibrul lumii stă și în aceea că recunoaștem că Dumnezeu este înfricoșător, dar încă nu s-au oprit inimile în noi. Și încă lumina Lui luminează peste noi, peste toți. E lumina noastră, lumina tuturor. Urcăm spre Ierusalim. De fapt, de departe, de după o geană de munte, se vede deja Betania, acolo unde Marta și Maria ne așteaptă, agitându-se de moartea fratului lor. Marta așteptând, Maria rugându-se, Lazar așteptându-se învierea. Mâine este o nouă zi.